Este dezastru. Am curajul să spun acest lucru, întrucât apele fiind crescând, au cules, au făcut curățenie în grădinile celor răi și au adus toate deșeurile, în special peturi și alte ambalaje de natură comercială, sunt în apele barajului, în apa barajului. În această primăvară s-au făcut deja două acțiuni, aceasta este a treia, mă refer la acțiunile generale de ecologizare în zona barajului. Am înțeles, având în vedere timpul nefavorabil, ploile torențiale care au venit, valurile de apă care au venit, aceste acțiuni trebuie să continue în mod permanent. Noi nu facem cu ocazia unor sărbători, chiar dacă astăzi garda sărbătorește atâția ani de la înființare, urmează ziua pământului, urmează ziua apei, noi facem asta din suflet și din inimă. Mobilizăm pe cei buni pentru a face acest lucru atât de necesar, întrucât vedem că în țară s-au întâmplat infecții din cauza deșeurilor de diferită natură, până și acumulatori am văzut în baraj, să știți, le-am scos eu cu niște colegi, acumulatori mari de utilaje forestiere, ceea ce înseamnă o neglijență totală, înseamnă săvârșirea unor infracțiuni. E un lucru foarte bun, mă bucur că s-a gândit la o chestie ca asta. Aș dori să mai fie din ce în ce cât mai multe. E un lucru foarte bun. Mă bucur că s-a gândit la o chestie ca asta. Aș dori să mai fie din ce în ce cât mai multe. Pentru că sunt o grămadă de mizerii. Nu numai la baraj unde o să mergem azi. Și între alte locuri. Și sper să fie totul ok. Am văzut că ai venit însoțit de colegii tăi. Da, am venit. Suntem mai mulți la același liceu, mai mulți am venit și sper să facem o treabă foarte bună. Este o acțiune foarte plăcută, mă bucur să vin. Ai venit împreună cu colegii, cu profesorii? Da. E un mod plăcut de a-ți petrece sâmbăta? Da. Nu știu ce este la baraj, mă duc acum să văd, nu am fost niciodată.